Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor Hunedoara, condusă de prefectul Călin Marian, a validat în ședința din 24 august 70 de solicitări în baza legii 231/2018 pentru modificarea și completarea legii numărul 18/1991. Membrii Comisiei de Fond Funciar au analizat cererile locuitorilor din 7 comune și orașe hunedorene și au stabilit drepturile de proprietate privată pentru aceștia în suprafață totală de aproximativ 32 de hectare. Conform ordinii de zi a ședinței, au fost analizate și contestațiile depuse pe legea numărul 231/2018. Ca principiu, în fiecare zi vom continua să ne facem treaba și să încercăm să ținem conștientă societatea în ce privește tot ce înseamnă dezvoltarea județului Hunedoara. În perioada 24 august-25 septembrie, Comisia Județeană de Fond Funciar va verifica propunerile de validare primite de la comisiile locale de fond funciar și va soluționa contestațiile formulate împotriva soluțiilor propuse de comisiile locale.